Toți supărați sunteți. Seid ihr noch immer traurig? Also, seid ihr noch immer traurig? Adică nu văd pe nimeni zâmbind. Ich habe niemand lächeln. Văd prea multe persoane foarte serioase, încruntate. Ich sehe viele Personen, sind so allein, so. Lăsați grijile afară. Lass die Sorgen draußen weg. Lăsați problemele afară. Lass die Probleme weg. Vreau să vă anunț, sunteți în împărăție. Ich will euch sagen, ihr seid ein Reich. Sunteți în împărăția lui Iisus Hristos. Reich. Sunteți în biserica lui Iisus Hristos. Ihr seid in der Kirche Jesu Christi. Delectați-vă cu Domnul Iisus Hristos și cu cuvântul Său. Erfreut euch mit Jesus Christus und mit seiner Gemeinde. Vreau să vă spun că un concert e zero pe lângă oportunitatea aceasta de a fi împreună cu Iisus Hristos. Ein Konzert ist nichts wert im Verhältnis zu dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus. Așa că vă rog din tot sufletul să vă bucurați. Ich bitte euch, freut euch. Și să vă bucurați în așa măsură să se și vadă. Freut euch so, dass man es auch sieht. Să vadă și alții lucruri. Dass auch andere das sehen. S-a cântat la început, Iisus și eu pășim mereu alături. Am Anfang wurde gesungen, Jesus und ich, wir gehen nebeneinander. Enoch a mers în felul ăsta 300 de ani. Enoch ist mit Gott 300 Jahre gegangen. Și nu i-a ajuns. Und es hat ihm nicht gereicht. Nu s-a plictisit. Er hat sich nicht... N-a zis că e prea mult. Er hat sich nicht gelangweilt. Și de-aia Dumnezeu i-a dat veșnicia. Und deshalb Gott hat ihm Gott die Ewigkeit geschenkt. Lăsați să se vadă că viața dumneavoastră este superbă, este un deliciu cu Dumnezeu. Lasst es erkennen, zeigt es nach außen, dass euer Leben eine Freude ist mit Jesus zu sein, mit Gott zu sein. Să știți că mie mi se pare că nu v-am convins. Es scheint mir so, ich hätte euch nicht überzeugt. Și pentru că mi se pare că nu v-am convins, o să insist, până când o să zâmbiți toți. Und weil ich merke, ich habe euch nicht überzeugt, werde ich darauf bestehen. Măcar 30 de secunde. Wenigstens 30 secunde. Să zâmbească 30 secunde. Da, da, da. 30 secunde, da. Freundlich sein. Și dacă eu nu mă pot convinge, haideți să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să spună. Wenn ihr euch nicht überzeugen kann, lasst uns das Wort Gottes reden. Lisa. Mă rog să deschideți din nou cuvântul lui Dumnezeu la același text ca și aseară. Ich bitte euch, das Wort Gottes aufzuschlagen bei dem gleichen Text von gestern Abend. Luca 10, 23 și 24. Luca 10, 23 și 24. Domnul Iisus s-a întors către ucenici și le-a zis: ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Und er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach insonderheit: selig sind die Augen, die da sehen, was ihr seht. O, dacă lumea aceasta ar vedea lucrurile pe care dumneavoastră le vedeți. Ach, wenn die Menschen, die Welt, das sehen würde, was ihr seht. Dumnezeu este gata să facă lucruri extraordinare și le face în momentul acesta. Gott ist bereit, außergewöhnliche Dinge zu tun. Problema este că prea puțin le văd. Das Problem besteht darin, zu wenig sehen das. Prea puțin văd dincolo de ceea ce se vede. Viel zu wenige sehen darüber hinaus, was man mit den Augen sieht. Vă voi invita în momentele care urmează să ne aducem aminte că Iisus Hristos lucrează lucruri extraordinare pentru fiecare din noi. Ich will euch daran erinnern in den nächsten Minuten, dass Jesus außergewöhnliche Dinge tut für jeden einzelnen von uns. Versetul 24. Vers 24. Căci vă spun că mulți proroci și împărați au dorit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Denn ich sage euch,
Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Foarte mulți își închipuie că problema asta a credinței este problema oamenilor de rând. Viele meinen, dass Glaubenssache eine Sache der Menschen, der niedrigeren Menschen ist. Adică acelora care nu prea gândesc, sunt cam prostuți. Von dass die Menschen, die wenig denken können, dass sie glauben. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, însă lucrurile sunt altfel, se văd altfel. Aber von der Warte Gottes her gesehen, sieht das ganz anders aus. Textul spune că aceste lucruri sunt preocupări regale, regești. Das Wort Gottes sagt, das sind Beschäftigungen, königliche Beschäftigungen. Oamenii cei mai înalți ai lumii, intelectul cel mai dezvoltat al acestei planete a fost chemat să se gândească în felul ăsta. Die allerhöchsten Geister, die intelligentesten Menschen sind gerufen, dieses zu erkennen. Prorocii n-au fost oameni obișnuiți. Die Propheten waren keine einfachen Menschen. Profeții au fost oameni care au fost educați, formați în școala lui Dumnezeu. Die Propheten wurden in der Schule Gottes geformt und geschult. Vă puteți imagina ce înseamnă ca un om să fie compatibil cu gândirea lui Dumnezeu? Könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, dass ein Mensch im kompatibel so viel potrivit cu gândirea lui Dumnezeu, dass er gleich sein soll mit Gott in seinem Denken. Adică gândirea mea să se potrivească cu gândirea lui Dumnezeu. Dass meine Gedanken mit den Gedanken Gottes korrespondieren. Vă puteți imagina ce fel de educație, de training trebuie să fie primit omul ăsta? Kann man sich vorstellen, was ein Training, was eine Ausbildung dieser Mensch bekommen hat? Vă puteți imagina cât de mult a depășit gândirea lui lucrurile comune ale acestei lumi? Könnt ihr euch vorstellen, wie sein Denken, seine Gedanken höher waren als die gewöhnliche Dinge. Asta înseamnă un profet. Das bedeutet, ein Prophet zu sein. Și aici textul spune, regii și profeții s-ar fi bucurat să vadă lucrurile pe care le-a sagt Jesus, Könige und Propheten hätten sich gefreut, das zu sehen, was ihr seht. Trăim în vremuri vrednice de mari împărați ai acestei lumi. Wir leben in einem wertvollen Zeiten der größten de cei mai mari împărați ai acestei lumi, der größten Könige und Herrscher dieser Welt. Trăim vremuri vrednice de proroci din toate vremurile. Also die Zeit ist wertvoll, wertvoller als alle Zeiten vorher. Uneori vorbim așa, ce sunt eu față de Abraham? Wir sagen manchmal, was bin ich im Verhältnis zu Abraham? Ce sunt eu față de Apostolul Pavel? Was bin ich im Verhältnis zu Paulus? Sunt nimic. Ich bin nichts. Cuvântul lui Dumnezeu să spune că vremurile noastre. Aber das Wort Gottes sagt, dass unsere Zeit cheamă și au nevoie de oameni mari. Rufen und suchen nach großen Menschen, nach großen Geistern. Dumnezeu nu te-a chemat în biserică să rămâi om mic. Gott hat dich nicht in die Gemeinde gerufen, dass du klein bleibst. Dumnezeu te-a chemat în biserică să crești. Gott hat dich in die Gemeinde gerufen, dass du wächst. Dumnezeu te-a chemat în biserică să depășești condiția de mediocritate a acestei lumi. Gott hat dich gerufen, in die Gemeinde gerufen, dass du die Durchschnittlichkeit überwindest, darüber schiebst. Dumnezeu vrea de la tine să fii pietrele cununii sale împărătești. Er möchte, dass du ein Stein in seiner Krone, in der himmlischen Krone bist. Va veni o zi când Iisus Hristos te va lua. Wenn Jesus Christus kommen wird, dich nehmen wird. Te va pune în fața Universului. Und dich vor das Universum stellen wird. Și se va mândri cu tine în fața lor.
și se va mântui. Da. Unde wird sich loben für dich vor den anderen Welten. Sich rühmen. Se va mântui cu tine în fața Universului. Se wird sich mit dir sich rühmen. Rühmen. Er wird sich mit dir rühmen vor dem Universum. La asta suntem chemați. Zu diesem sind wir berufen. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Das möchte Gott von uns. De asta ne-am adunat noi în dimineața asta aici. Darum haben wir uns hier versammelt. Dragii mei, noi nu ne-am adunat aici să ascultăm o predică. Meine Lieben, wir haben uns hier nicht versammelt, um eine Predigt zu hören. Noi ne-am adunat aici să ne închinăm. Wir sind hierher gekommen, um anzubeten. Închinarea nu e o vorbire. Das, die Anbetung ist keine Rede. Închinarea este vărsarea sufletului tău înaintea lui Dumnezeu. Revărsarea sufletului. Die Anbetung ist das Ausschütten deiner Seele vor Gott. Înseamnă întâlnirea gândirii tale cu gândirea lui Dumnezeu. Das bedeutet deine Begegnung in den Gedanken mit Gottes Gedanken. Nu vă pierdeți în altfel de gândiri. Verliert euch nicht in anderen Gedanken. Căutați gândirea lui Dumnezeu. Sucht die Gedanken Gottes. Faceți ca Spiritul vostru să se întâlnească cu Duhul Sfânt. Macht so, dass euer Geist mit dem Heiligen Geist sich verbindet. Cuvintele noastre, gândirea noastră discursivă. Unsere Worte, unsere Gedanken. Să se întâlnească cu gândirea lui Dumnezeu. Sollen sich mit den Gedanken Gottes begegnen. Zâmbiți în timp ce sufletul vostru se liniștește de pacea cerului. Lächelt. Din moment, wenn ihr diese pacea se liniștește datorită păcii lui Dumnezeu. Indem die Seele, eure Seele, sich beruhigt in der Anwesenheit Gottes. E posibil. Textul spune că Dumnezeu e atât de aproape de noi. Der Text sagt, Gott ist so nahe bei uns. Cum n-a fost niciodată. Wie er noch nie war. Mă întreb, ich frage mich, de ce sunt vremurile astea atât de speciale? Ich frage mich, weshalb sind diese Zeiten so was Besonderes? Spuneam aseară, ich sagte gestern Abend, ceea ce se vede, das was wir sehen, ne deprimă. Das macht uns missmutig. Politica. Die Politik. Starea socială. Der soziale Status. Relațiile dintre oameni. Das Verhältnis zwischen den Menschen. Războaiele care bat la poartă. Kriege, die vor unserer Tür in Oktober. Schimbarea forțată a stării noastre umane, dacă vreți. Die gewaltsame Veränderung unserer menschlichen Natur, unserer menschlichen Stellung. Problemele ridicate de globalizare. Die Probleme, die durch die Globalisierung entstehen. Dezorganizarea noii organizații sau noii organizări. Es werden neue Organisationen gegründet. Toate acestea creează probleme. Das alles schafft nur Probleme. În timp ce majoritatea dintre noi simt cum li se strânge inima, während der Großteil unter uns fühlt, dass sich das Herz zusammenzieht, Dumnezeu spune, sagt Gott, voi trăiți niște vremuri extraordinare. Ihr lebt in ganz besonderen Zeiten. Nu vi se pare că e păcat să nu le vedem? Ist es nicht schade, wenn wir das nicht sehen? Nu vi se pare că ar trebui să ne uităm mai mult la aceste minuni decât la ceea ce se întâmplă în jur? Ist es nicht wichtiger, dass wir über das, was uns umgibt, hinaus sehen, weiter sehen? Nu știu când ați mai citit dumneavoastră din 1 Petru. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal aus 1 Petrus gelesen habt. Dar aș vrea să vă invit încă o dată. Ich lade euch ein, noch einmal zu lesen. 1 Petru 1, de la versetul 10. 1 Petrus 1,
conversiune. Prorocii care au prorocit despre harul care era păstrat vouă. Nach dieser Sinnlichkeit haben gesucht und geforscht die Propheten. Au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Die von der Gnade geweissagt haben und so auf euch, so auf euch kommen sollte und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi. Știți ce înseamnă har, așa? Ihr wisst, was Gnade bedeutet. Ce înseamnă har? Was bedeutet Gnade? Milă. Milă, mulțumesc, altceva. Iubire, mulțumesc, altceva. Un cuvinte lor frumos. Nemeritat. Neplătit. Nemeritat. O merită neplătită. Ok, ok. Eu ce fac oare nemeritat. Mulțumesc. Dar mai aștept un cuvânt din partea dumneavoastră. Grație. Grație, mulțumesc. Tim. Tim, mulțumesc. Nu mai știu. Frații mei, har înseamnă favoare. Gnade bedeutet Gnade. Gefallen. Favoare este ceva besonders. Jemand mein Gefallen tun. Ja, jemand mein Gefallen tun, beschreibt es aber. Es ist nicht ganz das Rechte. Mă bucur tare mult că v-am încurcat. Dacă favoarea este ceva netraductibil, atunci aia e. Dumnezeu mi-a dat o ocazie extraordinară, așa zice aici. Gott hat uns eine außergewöhnliche Gelegenheit geboten. Prorocii au prorocit despre harul care l-a păstrat vouă. Prophezeit über die Gnade, die auf euch kommen soll. Adică despre ocazia specială și extraordinară pe care o aveți voi în secolul 21. Gnade und die ganz besondere Möglichkeit hier im 21. Jahrhundert haben. Versetul 11. Vers 11. Ei cercetau să vadă ce vreme, ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei și care vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava viitoare. Und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, die in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Textul spune că profeții cercetau vremurile, ocaziile, împrejurările. Die Propheten haben die Zeiten erforscht, die Möglichkeiten und die Umstände erforscht. Împrejurările folosite de Duhul Sfânt. Die Umstände, die von dem Heiligen Geist gebraucht werden. În așa fel încât să înțeleagă modul în care Dumnezeu plămădește lumea. Damit sie verstehen, wie Gott die Menschheit formează lumea. Formt, die Menschheit formt. Pentru ca să poată avea loc mântuirea lui Dumnezeu. Damit die Erlösung durch Gott geschehen kann. Este un spectacol extraordinar lucrul ăsta. Es ist eine ganz besondere Sache, die Gott hier macht. Se vede înțelepciunea lui Dumnezeu în cursul istoriei. Man sieht die Weisheit Gottes in der Geschichte der Menschheit. Lucrurile care lucrează împotrivă. Die Dinge, die dagegen arbeiten, au fost întoarse de Dumnezeu ca să lucreze în favoare. Die sind von Gott so umgekehrt worden, damit sie zu seinen Gunsten arbeiten. În momentul în care toată lumea a zis că credința, nădejdea în Iisus Hristos a dispărut. In dem Moment, wo man gesagt hat, der Glaube und die Hoffnung in Jesus Christus existiert nicht mehr.
Omenirea a fost forțată să-L recunoască pe Iisus Hristos și nevoia de Dumnezeu. Ist die Menschheit dazu gezwungen worden, die să recunoască nevoia de Dumnezeu, die Notwendigkeit Gottes zu erkennen. Versetul 12. Vers 12. Profeților le-a fost descoperit că nu pentru ei vorbeau, ci pentru voi. Denn sie haben es nicht sich selbst, sondern uns dargetan. Totul, dar absolut totul din Sfânta Scriptură s-a îngrămădit spre mine și spre tine. Alles in der Heiligen Schrift hat sich zusammengedrängt auf dich und auf mich. Sunt profeții din Vechiul Testament care nu s-au putut împlini. Es sind Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die sich nicht erfüllen konnten. Și Iisus Hristos spune, se vor împlini cu voi. Und Jesus sagt, sie werden sich mit euch erfüllen, diese Verheißungen. Noi suntem subiectul grijii și providenței lui Dumnezeu. Wir sind der Gegenstand der Fürsorge Gottes. Întreb încă o dată. Întreb încă o dată. Ich frage noch einmal. Cum ar fi dacă omenirea întreagă ar ști toate aceste lucruri? Wie wäre es, wenn die ganze Welt dies wissen würde? Cum ar fi dacă generația mea și generația ta n-ar fi o generație vătuvită, lipsită de toate aceste lucruri extraordinare? Wie wäre es, wenn die ganze Generation dieses nicht kennt? Dacă cerul spune că timpul ăsta este un timp extraordinar, wenn der Himmel sagt, diese Zeit ist eine außergewöhnliche Zeit. Haideți ca și noi, ca biserică, să credem că timpul ăsta este așa. Kommt, lasst uns das glauben als Gemeinde, dass das so ist. Vă rog frumos, ich bitte euch, nu mai trăiți pentru lucrurile mici ale acestei lumi. Lebt nicht mehr für die Kleinigkeiten dieser Welt. Trăiți pentru lucrurile mari ale lui Dumnezeu. Lebt für die großen Taten Gottes. E privilegiul meu și privilegiul tău să dăm valoare vieții noastre. Es ist unser Vorrecht, dass wir unserem Leben einen Wert geben. Dați-mi voie să analizăm împreună un caz. Wir wollen einen Fall untersuchen. Cazul acesta s-ar putea să reliefeze situația noastră sau să surprindă situația. Dieser Fall kann uns überraschen oder kann unsere Situation zeigen. În cartea Vechiului Testament, în cartea profetului Iosua. Iosua. Da. Capitolul 3 cu versetul 5. Iosua 3, vers 5. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Iosua 3, cu 5. Da, da. Un Iosua, trebuie să citesc și 9. Nu, de ce 9? Nu, 5. A 5? Capitolul 35. Entschuldigung. Und Josua sprach zum Volk, heiliget euch, denn morgen wird der Herr ein Wunder unter euch tun. Vă rog să observați aici este expresia, Domnul va face lucruri minunate. Gott wird ein Wunder tun, wird Wunder wirken. Pentru că Dumnezeu dorea să facă lucruri minunate a doua zi. Weil Gott am nächsten Tag ein großes Wunder tun wollte. Lucrul ăsta a avut o repercursiune asupra poporului. Das hat eine Auswirkung auf das Volk gehabt. Poporul a trebuit să se sfințească. Das Volk sollte sich heiligen. Așa spune, dacă vrei ca Domnul să facă lucruri mari pentru tine, sfințește-te. Wenn du willst, dass Gott große Dinge für dich tut, dann heilige dich. E o ecuație. Este o ecuație. Este o relație foarte simplă. Es ist ein ganz einfaches Verhältnis. Vrei să facă ceva extraordinar? Willst du etwas Großes tun? Gott. Creează-i condițiile necesare. Dann schaffe die Möglichkeit. Sfințește-te.
ai lipitici. Textele pe care le-am citat înainte vorbeau despre același lucru. Die Texte, die wir vorher gelesen haben, haben über das Gleiche gesprochen. Ferice de ochii care văd lucrurile care le vedeți voi. Selig sind die Augen, die das sehen, was ihr seht. Ceea ce înseamnă că sunt lucruri extraordinare. Das bedeutet, sie sind großartig, außergewöhnlich. Dacă vrei să vezi lucrurile lui Dumnezeu, wenn du die Werke Gottes sehen willst, pregătește-te. Bereite dich vor. Nu sta cum ești. Bleibe nicht so wie du bist. Nu vei putea să vezi nimic din lucrurile lui Dumnezeu dacă nu te pregătești pentru asta. Du wirst nichts von den Werken Gottes sehen, wenn du dich nicht dafür vorbereitest. Iar textul spune, sfințește. Der Text sagt, heilige dich, sfințiți-vă. Heiligt euch. S-a mai întâmplat odată lucrul ăsta. Es hat sich noch einmal zugetragen. In Exodul 19. Im zweiten Buch Mose. Era înainte de Sinai. Domnul a treia zi trebuia să coboare între ei. Am dritten Tag kommt schon Gott mitten unter sie. Și în Exodul 19, versetul 10, 11, vers 10, citim. Du-te la popor, sfințește-i azi și mâine, pune-i să-și sfere hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va coborî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Und der Herr sprach zu Mose, gehe hin zu Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit sein auf den dritten Tag, denn am dritten Tage wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai. Să fie foarte limpede, există și o sfințire ceremonială. Soll klar sein, es gibt auch eine zeremonielle Heiligung. Spre exemplu, spălați-vă hainele. Also die Kleider zu waschen. Spuneți-mi, de ce a pus Domnul să-și spele hainele? Es hat Gott gesagt, sollen sich die Kleider waschen. Credeți că dacă ne spălăm hainele, va coborî Dumnezeu? Meint ihr, wenn wir die Kleider sauber machen, sie waschen, dass Gott herunterkommt? Sigur că nu! Sicher nicht. Și atunci de ce să-și spele hainele? Simbolul sigur. De ce să-și spele hainele? Deshalb sollten sie ihre Kleider waschen. Simbolul trebuia să pregătească sufletul. Das Symbol sollte die Seele vorbereiten. Trebuia să stea să vezi un popor întreg cum își spală hainele. Sollte sehen ein ganzes Volk, dass sich die Kleider wäscht. Cum își spală preșurile. Wie sie sich ihre Teppiche waschen. Cum o întreagă frământare a unui popor. Das ganze Volk. Și trebuia să le întreb, dar ce se întâmplă? Und dann wollte sich fragen, was passiert? Și auzei răspunsul, trebuie să vină Dumnezeu. Hast du die Antwort gehört? Unde? Gott kommt. Unde să vină Dumnezeu? Wohin? La noi. Wohin kommt Gott? Unde la tine? Wohin? Zu dir? De ce speli hainele? Weshalb wäschst du deine Kleider? Vedeți, astea sunt problemele. De fiecare dată când tu îți pregătești casa. Jedes Mal, wenn du dein Haus in Ordnung bringst. De fiecare dată când îți speli hainele pentru sabat. Jedes Mal, wenn du deine Kleider reinigst. Te rog să-ți pui întrebarea asta. So să te diese Frage stellen. Valentina, de ce îți speli hainele? Warum wäschst du deine Kleider? Pentru ca eu să pot răspunde. Damit ich antworten kann. Din nou și din nou. Trebuie să vină Dumnezeu. Aufs Neue und immer aufs Neue. Gott soll kommen. Și de fiecare dată când voi răspunde așa, să conștientizez, vine Dumnezeu la mine. Und ich soll mir das vergegenwärtigen. Jedes Mal, Gott kommt zu mir. Dar realitatea, aber die Wirklichkeit, este alta. Ist eine andere. Sau, este mai mult decât atât. Ist noch mehr als das. În Leviticul, capitolul 20, in 3. Mose 20, mi se definește lucrul ăsta. Versetul 7 și 8. Voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru,
Și versetul 8 zice, să păziți legile mele, să le împliniți, eu sunt Domnul care vă sfințesc. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und haltet meine Satzungen und tut sie, denn ich bin der Herr, der euch heiligt. Deci, în timp ce eu îmi spăl cămașa, währenddem ich mein Hemd wasche, evident, dumneavoastră puneți la mașina de spălat, da? Deci, tu-ți alea, îți faci mașina. Dar în timp ce puneți cămașa la mașina de spălat, aber während ihr das Hemd in die Waschmaschine legt, aduceți-vă aminte, denkt daran, acesta este un simbol, das ist ein Symbol, pentru păzirea legilor lui Dumnezeu. Ein Symbol für das Halten der Gebote Gottes. În timp ce faceți curat prin casă, wenn du sauber machst in deinem Heim, este doar un simbol pentru păzirea legilor lui Dumnezeu. Das ist ein Symbol für das Halten der Gebote Gottes. Cum dumneavoastră curățiți casa, la fel vrea Dumnezeu să ne curățească viața. So wie wir unser Haus reinigen, will Gott unser Leben reinigen. Haideți să vedem lucrul ăsta cum se întâmplă în Iosua, capitolul 3. Ne întoarcem la noi acolo. Iosua 3. Versetul 11. Până acum îi condusese prin pustie cine? Vă amintiți? Ce îi condusese prin pustie? Was hat sie bisher in der Wüste geführt? Stâlpul de nor și de foc. Wolken und Feuersäule. Pentru prima dată aici nu îi mai conduce stâlpul de nor și de foc. Ab hier führt sie nicht mehr die Wolken und Feuersäule. Pentru prima dată îi preia acum chivotul lui Dumnezeu. Îi preia chivotul lui Dumnezeu. Ab jetzt hat die Bundeslade Gottes die Führung übernommen. Merge înaintea lor chivotul lui Dumnezeu în locul stâlpului de foc și stâlpului de nor. Dem Volk geht die Bundeslade voran. Credeți că au pierdut din însemnătate? Meint ihr, dass das an Bedeutung verloren hat? Adică până acum i-a condus un element supranatural. Noaptea era făclie. Bisher hat sie etwas Unnatürliches, etwas Übernatürliches studiert. Ziua, când era căldură de 45 de grade, era nor. Wenn es heiß war, hat die Wolkensäule sie beschützt und in der Nacht war es eine Feuersäule. Aceste fenomene supranaturale, minunile lui Dumnezeu, încetează acum. Diese übernatürlichen Phänomene hören jetzt auf. Și înaintea lor merge chivotul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, e mai mult sau mai puțin? Und vor ihnen geht die Bundeslade. Was ist das, mehr oder weniger? E mai mult sau mai puțin? E mai mult. Ziceți, mai mult sau mai puțin? Ziceți, mehr. Zici. Cum vreți să fiți conduși? Cu stâlp de foc sau cu stâlp de nor sau cu chivotul lui Dumnezeu? Sigur. Sigur. Nu am să răspund, dar întrebați-i pe deși. Deci, cu ce vreți să fiți conduși? Cu stâlpul de foc sau cu chivotul? Womit wollt ihr geführt werden? Mit der Feuersäule, mit der Wolkensäule oder mit der Bundeslade? E o problemă, fraților. Zice acolo, Dumnezeu va face lucruri mari pentru voi. Și în loc să mai fie stâlpul de foc, e chivot. Anstatt der Wolkensäule ist jetzt nur noch die Bundeslade. Aber wir werden das Großes machen. Așa suntem noi. Ne conduce chivotul înainte. So sind wir. Die Bundeslade führt uns. Și atât de mult ne-am obișnuit cu chivotul. Wir haben so sehr an die Bundeslade gewöhnt, încât vrem stâlpul de foc. Dass wir ihn zurückholen, die Feuersäule. Dacă ar face Dumnezeu și ar coborî foc din cer, n-am fi noi mai credincioși? Wenn Gott ein großes, übernatürliches Wunder tun würde und eine Feuersäule, wären wir nicht gläubiger?
dar noi uităm că de fapt ne întoarcem în pustie când vrem asta. Aber wir vergessen dabei, dass wir in die Wüste zurück wollen, wenn wir so wollen. Prezența chivotului Dumnezeu în față cheamă biserica la o treaptă mai înaltă, nu mai jos. Die Anwesenheit der Bundeslade ruft das Volk zu einer höheren Stufe empor. Îmi place foarte mult textul de aici, să știți. Versetul 11. Versetul 11. Iată chivotul legământului Domnului, care Domn? Cum zice la dumneavoastră? Întregului pământ. Întregului pământ. 11. Da. Nu-i așa? Capitolul 3. 3:11. Zice astfel limba germană? Die Lade des Bundes des Herrn herrschers über alle Welt. Des Bundes des Herrschers über alle Welt. Wir vor euch hergehen in den Jordan. Deci este așa? Ist das so? Chivotul Domnului întregului pământ. Die Bundeslade des Herrschers der ganzen Welt. Este sensul din limba română? Das ist die Bedeutung in der... Se repetă lucrul acesta și în versetul 13. Zice, de îndatece preoții care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ, același lucru, limba română, nu știu dacă limba germană e la fel? La fel. Ok. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die des Herrn Lade, des Herrschers über die Welt, tragen in den Jordan, also der Herrscher der Welt. Se spune foarte mult astăzi că Vechiul Testament este pentru evrei. Viele behaupten, dass das Alte Testament für die Juden ist. Vedeți universalitatea cuvântului lui Dumnezeu aici? O vedeți? Erkennt ihr diese Verse, aber die Universalität este, des Wortes Gottes? Este Dumnezeul întregului pământ. Er ist Gott des ganzen Erde. Mergea chivotul către Canaan. Die Bundeslade geht in Richtung Canaan. Erau acolo filisteni, amoriți, feleziți. Filisteni, die Amoriter. Cineva putea să zică, păi cei de acolo n-au nicio treabă cu Dumnezeul acesta. Man hätte sagen können, ja, die haben nichts mit Gott zu tun. Dar mergea la ei Dumnezeul lor. Ale vrei. Nu are voie. Dumnezeul întregului pământ? Aber der Gott der ganzen Menschheit ging vor ihnen her. Îmi place foarte mult ce m-a întrebat fratele meu. Mergea Dumnezeul evreilor acolo peste ăștia, peste cananiți? Nicht, es war nicht der Gott der Hebräer, es war der Gott der ganzen Welt. Asta e problema, asta trebuie să schimbăm. Das müssen wir verstehen. Nu mergea Dumnezeul evreilor. Es war nicht der Gott der Hebräer. Mergea Dumnezeul întregului pământ, adică Dumnezeul lor. Es war der Gott, der Herrscher der ganzen Welt, auch der anderen Völker. Dumnezeul lor avea dreptate să-i judece și să-i întrebe ce ați făcut. Gott hatte die Möglichkeit, hatte das Recht, sie zu fragen, was habt ihr getan? Avea dreptate să le spune că a venit ziua judecății? Er hatte das Recht zu sagen, der Gerichtstag ist gekommen. Și avea dreptul să vină cu evreii în locul unde ei înnegriseră sau spurcaseră țara. Und er hatte Recht ihnen zu sagen, dass die Hebräer kommen in das Land, das sie verseucht haben durch die Sünde. Mă întorc la chivot. Ich komme zurück zur Bundeslade. Chivotul pleacă. Die Bundeslade geht voran. Se îndreaptă spre Iordan. Richtet sich in Richtung Jordan. Între chivot și poporul lui Dumnezeu e aproape un kilometru distanță. Zwischen der Bundeslade und dem Volk ist etwa ein Kilometer Abstand. De ce un kilometru distanță? Warum? De ce n-a venit poporul imediat după? Warum ist das Volk nicht direkt dahinter gewesen? De ce? Warum? Din ce cauză? Că Dumnezeu a poruncit să fie aproape un kilometru distanță. De ce? Gott hatte das Gebot, 2000 de Volk, dass ein Abstand ist zwischen dem Volk und der Bundeslade.
Mi se dau două răspunsuri care îmi spun din cauza sfințeniei lui Dumnezeu, corect? Aia am forțar la de Heiligkeit Gottes, aber... Corect? Das corect? Fiți atenți, fiecare element care apare aici e o mare lecție pentru noi. Jedes element hier hat eine, are o... O mare lecție pentru noi. Seine große Lehre für uns. Respekt, Sfințenie, Machtung, Heiligkeit, considerație. Probabil și nevoia ca să vadă tot ce se întâmplă. Damit alle sehen sollten, was da geschieht. Dacă toți ar fi mers și s-ar fi impulsit acolo, ar fi văzut doar primele rânduri, restul n-ar fi văzut nimic. Wenn sie alle hinter ihr gelaufen wären, direkt, hätten nur die ersten paar gesehen, die anderen hätten nichts gesehen. De la o distanță de un kilometru, panorama era clară. Es war ein Panorama von einem Kilometer. Vă puneți în pielea preoților care duceau chivotul. Stellt euch in die Lage der Priester, die Bundeslade getragen haben. Orice om ar zice așa. Jeder Mensch würde sagen, dacă oprește Dumnezeu Iordanul, noi trecem. Wenn Gott den Jordan aufhält, noi trecem prin Iordan. Da, gehen wir durch den Jordan. Dar dacă Dumnezeu nu desface Iordanul, eu cum să trec? Aber wenn Gott den Jordan nicht teilt, wie sollen wir da durchgehen? Când are de gând Dumnezeu să desfacă Iordanul? Wann hatte Gott im Sinn den Jordan? Până unde trebuie să intru în Iordan? Până la genunchi, până la brâu, până la gât? Unde? Bis wohin soll ich in den Jordan gehen? Bis zum Knie, bis zum Hals? Așa facem în fața fiecărei greutăți și fiecărei încercări. So machen wir mit jeder Schwierigkeit. Când va interveni Dumnezeu? Wann wird Gott endlich angefangen? Când mă va lăsa Dumnezeu să stau în încercare? Până aici, până aici, va trece peste mine, voi muri, ce se întâmplă? Wie lange wird Gott zulassen, dass ich in dieser Prüfung stehe? Bis zum Hals, bis zum über den Kopf? Imaginați-vă că mă apropii o jumătate de kilometru. Stellt euch vor, ich gehe einen halben Kilometer vorwärts. Iordanul este peste maluri. Der Jordan ist sogar über den Ufer. Este umflat. Îi văd valurile. Er ist über die Ufer gedreht. Man sieht die Welle. Nimeni nu trece Iordanul în perioada asta. Niemand geht durch diesen Jordan. E interzis. Das ist verboten. Și eu mă îndrept încolo. Und ich gehe aber in die Richtung. Ca în fața unui zid. Wie wenn ich vor eine Mauer hingehe. Se va sfârma zidul sau nu? Wird die Mauer zerbrechen? Sunt 200 de metri și nu se întâmplă nimic. Es sind noch 200 Meter. Sunt 100 de metri și nu se întâmplă nimic. Sunt 100 Meter. Sunt 10 metri și nu se întâmplă nimic. Sunt 10 Meter. Și preoții merg mai departe. Priester geht weiter. Și când li s-au dat piciorul de apa Iordanului. Und als ihre Füße in das Wasser des Jordans traten. Nu intervine Dumnezeu niciodată până nu ți se udă piciorul. Gott greift nicht ein, bevor unsere Füße nass werden. Cum numiți asta? Wie nennen wir das? Găsiți un cuvânt pentru asta. Finde ein Wort dafür. Am nevoie. Credință, mulțumesc. Glaube. Poftiți? Risc. Credință. Risc, mulțumesc. Încredere. Rizico. Altceva. Providență, mulțumesc. Mai dați o zi. Mai dați câteva idei. Lucrați cu mine. Până nu faci o notă cu bază. No. Mulțumesc. Cum se numește asta? Curaj. Încredere. Încredere. Mulțumesc. Vă propun un alt termen. Biete euch einen anderen Gedanken an. Pentru mine e important. Für mich ganz wichtig.
con lucrare. Mit Arbeit. A lucra împreună cu Dumnezeu. Mit Arbeit mit Gott. Nu vă dau nimic din țara pe care o veți, care i-am promis-o. Ich gebe euch nichts aus dem Land. Decât dacă puneți piciorul acolo. Das ich versprochen habe. Es wenn ihr die Füße dahin tut. Dumnezeu spune așa. Eu vi-am dat țara aia voastră. Dumnezeu zice, eu vi-am dat țara, ea voastră. Gott sagt, ich habe euch das Land gegeben, es gehört euch. Dar voi trebuie să o luați în stăpânire. Aber ihr müsst es besitzen nehmen. Cum e asta, frate? Wie ist das? Adică, țara aia ta, das Land ist dein, dar tu trebuie să o iei în stăpânire. Aber du musst es besitzen nehmen. Ni se spune că cerul e al nostru. Es sagt, das heißt, der Himmel gehört uns. Ni se spune că împărăția cerurilor e a noastră. Ziemlich gesagt, das Reich Gottes ist uns. Dar trebuie ca tu și cu mine să o luăm în stăpânire. Aber wir, du und ich, wir müssen es in Besitz nehmen. Adică, dacă nu pășești împreună cu Dumnezeu, wenn du nicht mit Gott zusammen schreibst, dacă nu te duci acolo unde te cheamă Dumnezeu, wenn du nicht hingehst, wenn Gott dich ruft, țara e a ta, dar dacă nu e în stăpânire, nu faci nimic. Das Land ist dein, aber wenn du es nicht in Besitz nimmst, ist es nicht dein. Kannst du nichts machen. A lua în stăpânire, mai cum? Dacă nu luăm în stăpânire ceea ce Dumnezeu ne-a promis, nu va fi niciodată Canaanul al nostru. Wenn wir das nicht in Besitz nehmen, was Gott uns verheißen hat, wird es nicht uns gehören. E de mare importanță să ne udăm talpa piciorului în Iordan. Es ist ganz wichtig, von großer Wichtigkeit, dass wir unsere Füße im Wasser des Jordan nass machen. Au pus piciorul, s-a despicat Iordanul și am mers mai departe. Sie haben die Füße in Jordan getan, sie sind eben von Jordan getreten und dann ist der Jordan auseinandergegangen. Și Dumnezeu face un lucru und Gott tut ein Wunder. Komplett neimportant pentru mine. Für mich etwas Unbedeutendes. Le spune lor, le sagt ihnen, să ia 12 pietre din Iordan și să le duc afară. Sie sollen 12 Steine aus dem Jordan nehmen und auf die andere Seite tragen. Se numește aducerea aminte. Das heißt, Erinnerungsmahl. Câți dintre dumneavoastră, în momentul în care Dumnezeu a făcut o minune cu voi? Wie viele unter euch, nachdem Gott ein Wunder in eurem Leben gemacht hat, ați înălțat un semn de aducere aminte? Hat ein Wunderzeichen oder ein Erinnerungszeichen aufgerichtet? Am băgat de seamă la mine. Ich hab's bei mir gemerkt. A lucrat Dumnezeu extraordinar pentru mine toată viața mea. Gott hat für mich mein ganzes Leben lang gearbeitet. Wunderbar. Mai mult sau mai puțin, în fiecare zi am văzut degetul lui Dumnezeu. Ich hab jeden Tag die Hand Gottes gesehen. Când am citit versetele astea, am băgat de seamă un lucru. Als ich diese Texte gelesen hab, ist mir etwas aufgefallen. N-am făcut niciun semn de aducere aminte toată viața. Ich hab kein Erinnerungsmal aufgerichtet. Nu vreau să spun că nu mi-aduc aminte. Ich will nicht sagen, dass ich mich erinnere. Dar n-am făcut un semn de aducere aminte. Haideți să înțelegem bine despre ce e vorba. Erinnerungsmahl gemacht. În cartea Esterei. Ester, Meister. Știți, după ce au fost salvați de la moarte toți evreii, după aceea trebuiau să se ducă mai departe și să zică, uite, lasă că ne aducem noi aminte. Cine va uita ce s-a întâmplat cu ocazia asta? Nimeni nu va uita. Ar fi gândit așa. Ar fi gândit așa. Es wird niemand an diesen Tag, wo sie vom Tod errettet wurden, sich erinnern. Haideți să citim în Estera, capitolul 9, cu versetul 20.
Esther 9, versetul 1. Mardoheu a scris aceste lucruri și a trimis scrisori tuturor iudeilor din toate ținuturile împăratului Ahasveros de aproape și din depărtare. Und Mardoheu schrieb diese Geschichten auf und sandte Briefe an alle Juden in allen Ländern des Königreichs Ahasveros waren, nahe und fern. Le poruncea să prăznuiască în fiecare an zilele a 14-a și a 15-a ale lunii Adar. Dass sie annehmen und hielten den 14. und 15. Tag des Monats Adar jährlich. Versetul 29. Vers 29. Împărăteasa Estera, fata lui Abihail și iudeul Mardoheu au scris stăruitor a doua oară pentru ca să întărească scrisoarea privitoare la Purim, la sărbătoare. Und die Königin Esther, die Tochter Abihails und Mardochai der Jude, schrieben mit ganzem Ernst, um es zu bestätigen, diesen zweiten Brief von Purim. Cum ar fi dacă după ce Dumnezeu a făcut o minune cu tine? Wie wäre es, wenn Gott ein Wunder mit dir getan hätte? Ai pune ziua aceea în calendar. Du diesen Tag in deinen Kalender anmerken würdest. Ce spune pe ziua de curtare, m-a vindecat Domnul de cancer. Schreiben wird es, an diesem Tag hat Gott mich vom Krebs geheilt. În așa fel încât să nu-ți aduci aminte de ziua de naștere și să aduci aminte de ziua vindecării tale. Dass du dich an deinen Geburtstag nicht mehr erinnerst, sondern an diesem Tag, den Gott dir ein Wunder gemacht hat. Cum ar fi dacă, încă o dată, când te-a salvat Dumnezeu dintr-o problemă, ți s-a stricat mașina, ai crezut că nu mai faci nicio față la nimic și te-a scos Dumnezeu de acolo. Auch wenn Gott ein anderes Wunder tut, wenn du zum Beispiel dein Auto verlierst und das ist nicht mehr wert und Gott hat dich aber gerettet. Ai mai pune încă o zi în calendar. Würdest du noch einen Tag in Kalender eintragen? Să vă povestesc. Soll ich euch erzählen? Știu că e târziu, ar trebui să închei, dar nu pot să nu vă povestesc. Probabil din anul 96-97, nu mai știu. Fără în anul 96-96. Pentru că n-am pus-o în calendar. Dar este nici din calendar, de fapt, și de la. Eram profesor la institut la Cernica. Ich war Professor im Institut in Cernica. Mi-am luat soția și am plecat în Germania să-mi cumpăr o mașină mai bună. Bin ich mit meiner Frau nach Deutschland gekommen, um mir ein besseres Auto zu kaufen. Am venit aici la un prieten foarte bun. Ich bin hier zu einem guten Freund gekommen. Coleg, cu care fusesem coleg la Newport College. Wir waren Kollegen am Newport College. Am venit in Münster, in Germania. Ich bin nach Münster gekommen. Colegul era Gerhard Galosch. Erhard Galosch, da. Și am stat la el o săptămână. Erhard Galosch. La ei va ieși un lucru. Și a luat ani voche. Și a luat zile libere, mă rog, și mi-a găsit o mașină. Und er hat sich Zeit genommen und hat mir ein Auto gesucht. Am plecat acasă cu un Ford Escort roșu. Bin nach Hause losgefahren mit einem roten Escort. Mers în Cehia. Și la vamă ne-a oprit grănicia. De Cehai am sti țări au fi ne-a controlat toată mașina și la sfârșit ne-a întrebat dacă avem instinctor sau stingător de incendiu la mașină. Sie haben das ganze Auto kontrolliert, haben gefragt, ob es ein Feuer, dragii mei, nici nu mi-a trecut prin minte să mă uit dacă există așa ceva. Ich habe nicht einmal den Gedanken gewusst, oder daran gedacht, dass so etwas gibt. Plus că mașina, außerdem, era plină cu tot felul de lucruri pe care le luasem și noi degeaba din Germania și le duceam în apropiere. Weil wir das Auto auch noch vollgefüllt haben mit Geschenken aus Deutschland. Știți cum e? Om sărac adună de toate. Ihr wisst, wie das ist, ein armer Mensch nimmt alles an. Dacă ar fi fost vreun stingător, trebuia să fie pe sub toate lucrurile, pe undeva poate de sub. Și nu aveam nicio șansă să-l găsesc. Wenn wir einen Feuerlöscher gehabt hätten, wäre sowieso unter irgendwo unter den ganzen Klamotten gewesen.
Așa că ne-au ținut acolo. Ne-au oprit. A început să ningă. Într-o oră s-a făcut zăpadă de palmă. Soția mea e o femeie extrem de răbdătoare. Meine Frau ist eine sehr geduldige Frau. Dar în condițiile acelea mi-a spus, Valentin, nu se mai poate. Aber in damals sagte sie, es geht nicht weiter. Dăm pașapoartele, mi-a luat pașapoartele amândouă și s-a dus să rezolve problema. Und da gibt mir den Pass, ich muss gehen, ich soll das lösen. Das Problem lösen. Fraților, oricum, ca și fost eu, ca și fost soția, la fel era. Ne-am trezit cu interdicție 24 de ore. Und sie haben uns 24 Stunden festgehalten. Verboten. Ja, pentru 24 de ore. Așa că la ora 12 noapte am spus soției mele, hai să găsim o altă vamă, poate că reușim să trecem pe altundeva. 12 nachts habe ich gesagt, komm, wir versuchen ein anderes Holzstelle zu finden. Zăpada era din ce în ce mai mare. Es war schon noch mehr Schnee gefallen. Am mers fără să știm până când am găsit o tablă pe care scria țor și am luat-o în direcția respectivă. Wir haben dann weiter gesucht, bis wir eine Tafel gefunden haben, wo drauf stand Zoll. Am mers încet, nu mai era diferență între șosea și restul câmpului. Totul era alb. Wir sind ganz langsam gefahren, weil zwischen Feld und Straße hat man keinen Unterschied gesehen. Es war alles weiß. Am mers foarte încet. Am ajuns la vamă, era o vamă de zi, era închisă, trebuie să ne facem înapoi. Wir sind zum Zoll gekommen, aber es war ein Zoll, der nur am Tag, offenbar. Am mers înapoi pe urmele mele. Mi arătau pe unde să merg. Auf meinen eigenen Spuren bin ich wieder zurückgefahren. La un moment dat, pe aceleași urme. Plötzlich, auf den gleichen Spuren, mașina a derapat în partea dreaptă, ist das Auto nach rechts ausgeschoren, hat nur wie ceva, hat irgendetwas angeschaut und gestehen. Am spus, ninja, ich habe gesagt, das habe ich nicht erfahren, ich bin herausgekommen, m-am uitat la roata din dreapta, era smulsă. Ce a fost? Era smulsă. Smulsă din nucă, roata, roata. Das Rad ist ausgerissen gewesen. Am venit înapoi, m-am așezat lângă soția mea și mi-aduc aminte. I-am spus, Viorica, aici rămânem. Ich kann mich erinnern, ich bin zurück ins Auto gekommen und habe meine Frau gesagt, Viorica, wir bleiben hier. Temperatura era minus 17 grade. Die Temperatur war minus 17. M-am uitat la rezervor, era jumătate. Dar... Der Tank war halb leer. În depărtare erau niște lumini. Irgendwo in der Ferne hat man Lichter gesehen. Și în rest pustiu. Und der Rest war nichts. Am stat acolo nu știu cât până când în dreapta s-a deschis o ușă. Ich bin dort geblieben bis plötzlich auf der linken Seite eine Tür. Pare, mi-a plăcut cum a făcut sora mișto, așa am făcut și eu. De unde a apărut și treaba asta? O femeie în cadrul unei uși ne-a făcut semn să intrăm înăuntru. Eine Frau hat die Tür aufgemacht, hat Zeichen gemacht, kommt. Era un canton de cale ferată. Es war eine von der Eisenbahn ein Häuschen. Era făruit în alb. Era zugrăvit în alb. Es war weiß gestrichen. Tot câmpul era alb și nu se vedea. Das ganze Feld, alles war weiß und wir haben es gar nicht gesehen. Când a auzit lovitura, als die Frau den Auftrag gehört hat, agentul care era acolo a deschis ușa să vadă ce se întâmplă. Derjenige, der da Dienst hatte, hat die Tür aufgemacht, hat gesehen, was ist passiert. Pentru mine a fost ca și cum ar fi apărut de undeva de niciunde. Für mich ist es so gewesen, als wäre von irgendwo etwas hergekommen. După ce m-am dumirit,
Nachdem ich mich benommen habe, am Lato pe soție și am mers în untru. Era cald, habe ich meine Frau genommen und wir sind hineingegangen. Femeia a dat telefon la poliție să vină să ne ia mașina, spunând că a fost un accident. Die Frau hat ein Telefon an die Polizei geschickt und hat gerufen, man soll kommen. De aici începe partea frumoasă. De aici începe partea frumoasă. Hier beginnt das Schöne an der ganzen Geschichte. Soția îmi dă cu cotul și îmi zice, Vali. Die Frau stößt mir an und sagt, Vali. N-ar trebui să căutăm noi adresa lui Pavel Șimec? Hätten wir nicht die Adresse von lui Pavel Șimec? Șimec. Pavel Șimec. Înțelegi? E un nume. Pavel Șimec. Ok. Pavel Șimec. Da. Pavel Șimec. Era un coleg. Ah. Es war ein Kollege. Cu care studiasem la Newbold. Mit dem ich zusammen in Newbold studierte. Când s-a despărțit de noi, und als er sich von uns ne-a dat adresa lui pe o hârtie atât. Hat er mir eine, seine Adresse gegeben, auf einem ganz kleinen, klitzekleinen Papier. Se făcuseră cel puțin 2 ani de zile de când ne despărțiseră. Das war schon mehr als 2 Jahre, nachdem wir uns getrennt haben. Soția scoate un carnețel, agenda ei de pe vremea de la Newport College. Meine Frau holt ihr aus ihrer Tasche ein kleines Heft heraus. Nu mai avea coperți. Dieses Heft hatte keine Pappel mehr. Și mi-am zis eu, dacă tu i-ai pierdut coperțile, vrei să spui că mai găsești tu foaia aia. Und ich sagte, wenn du wenn das Heft keine Pappel hat, wirst du kein Deckel hat, wirst du noch die Adresse finden. Mi s-a părut atât de absurd încât i-am spus, dacă vrei, caută tu. Es schien mir so unmöglich, wenn dass ich gesagt habe, wenn du willst, such du. Și parcă văd cu coada ochiului că nici nu m-am uitat la aia. Ich habe mich dann weggedreht. Cum ia foaie după foaie. Sie nimmt Blatt für Blatt. Genul acela feminin, extraordinar de atent la toate amănuntele. Die weibliche Eigenschaft, alles in Einzelheiten anzusehen. Și deodată îmi scoate o bucățică de hârtie. Și dorea. Și dintr-o dată, plötzlich, scoate o bucățică de hârtie. Și zice, asta e adresa. Findeți, ai kleines Zettelchen. Sag, hier ist er. Acum eu sunt un bărbat rațional. Ich bin ein rationeller. Și gândesc. Și vă spun exact ce am gândit. Und ich sag so, was ich gedacht. Frate, eu sunt aici. Ich bin hier. Cehia e mare. Cunosc și eu un om în Cehia. Cehia ist doch groß. Ich kenne einen Menschen. Și cu ce mă poate ajuta el? Profit partea la alta Cehia. Lasă-mă în pace. Was wird er uns helfen können, wenn er ganz anders wo ist? Așa că i-am spus. Lasă-mă. Ich gesagt habe, lass sein. Și Viorica a plecat cu adresa, s-a dus la doamna respectivă. Eu nu m-am mișcat de pe bancă. Der Frau ist zu Frau gemacht. Ich habe mich aber auf die Bank gesetzt. Și peste 3 minute vine înapoi. La 3 minute kam sie zurück. Și spune, Vali. Vali. Ai văzut orașul ăla de acolo? Hast du die Stadt dort gesehen? Luminile alea. Die Lichter, die man dort sieht. E orașul ăsta. Das ist dieser Ort. De pe adresă. Das ist diese Adresse. Yeah. Vreau să vă spun că abia atunci mi-am revenit. Ich sage euch, erst dann habe ich die Zunge bekommen. Adresa e aici. Die Adresse war da. Femeia a luat telefonul, aveam și un telefon, a dat telefon la miezul nopții, n-a răspuns nimeni. Die Frau bei der wir waren, die hat telefoniert, hat angerufen, aber niemand hat. Scurtă vreme a venit poliția, am completat hârtiile. Nach kurzer Zeit ist die Polizei gekommen, hat die Papiere ausgefüllt. Mi-au zis, ei, acum mergeți la hotel. Und sie sagten, jetzt gehen Sie zum Hotel. Und ca orice om civilizat, mergeți la hotel, să vă culcați. Und sie sagten, jetzt, wir gehen ins Hotel. El nu știa că eu mai aveam doar 200 de mărci în buzunar. Sie wusste nicht, was ich nur noch 200 și le oprise pentru combustibil, ca să ajungă acasă. Dieses Geld hatte ich vor behalten für weiteren Sprit. Așa că i-am spus, nu se poate să ne duceți la adresa asta.
Da habe ich den Polizisten gesagt, ist es nicht möglich, dass Sie mich zu dieser Adresse führen? Ne-au luat guvernul lor și ne-au dus acolo. Sie haben uns mit ihrem Auto genommen, haben uns hingeführt. Zăpadă, alb, biserica, am intrat pe poartă, nu era nicio urmă. Es war Schnee, keine einzige Spur und sie sind dann hingefahren zur Kirche. A sunat la ușă. A dat de Tür gesch. Era jur de 3 dimineața. Es war morgens um 3 Uhr. S-a deschis ușa. Die Türe ging auf. Și a ieșit afară Pavel îmbrăcat. La 3 dimineața. Und um 3 Uhr kam der Pavel heraus. S-a uitat la sub. La poliție, pe urmă m-a recunoscut. Dann hat er mich erkannt. M-a luat în brațe. Polizistul i-a explicat despre ce e vorba. Hat mich umarmt und der Polizist hat ihm erklärt, was los ist. Au plecat și am intrat în casă. Die Polizei ist weg. Și Pavel îmi spune. S-a ausgegangen. Am venit acum o jumătate de oră. Pavel hat gesagt, ich bin jetzt vor einer halben Stunde hier angekommen. Dar unde ați fost? Aber wo wart ihr? Am fost în concediu la schi. Unde? În concediu la schi. Ich war im Urlaub. Ich war im Skiurlaub. Și ne-am întors azi, trebuia să venim mâine, trebuia să venim mâine. Wir sollten eigentlich morgen nach Hause kommen. Dar nu știu de ce am venit azi. Ich wusste nicht, aber warum wir heute gekommen sind. Casa era rece și geamantanele erau pe holul de intrare până aproape de tavan. Das Haus war kalt und die Koffer hatten sie schon hineingetragen, aber die waren alle aufgeschichtet. Îmi pare rău că n-am pus un calendar. Es tut mir leid, dass ich das nicht im Kalender festgehalten habe. Atunci am înțeles că Dumnezeu mă iubește. Damals habe ich verstanden, dass Gott mich liebt. Atunci am înțeles că Dumnezeu desparte Ierihonul pentru mine. Dumnezeu desparte Iordanul pentru mine. Damals habe ich verstanden, dass Gott den Jordan für mich geteilt hat. După ce Dumnezeu face lucruri mari pentru noi, ar trebui să fim convinși că iubirea Lui este infinită pentru fiecare. Wenn Gott solche Wunder für uns tut, da sollten wir überzeugt sein, dass er, dass sein Dragostea Lui este infinită pentru fiecare. Seine Liebe ist unendlich für uns. Faceți lucrul ăsta. Mergeți acasă. Geht nach Hause. Umpleți calendarul cu minunile lui Dumnezeu. Schreibt in euren Kalender die și veți vedea că viața are alt sens. Und ihr werdet sehen, das hat einen Sinn. Scurt, vreau să mă întorc înapoi în Iosua 3. Știți ce s-a mai întâmplat? Ich komme zurück in Iosua 3. După pietrele acelea de aducere aminte, nach den Steinen, die zum Erinnerungsmal. În capitolul 5, Iosua a tăiat tot poporul împrejur, încă o dată. Capitolul 5. Iosua a tăiat poporul împrejur. A doua oară. Iosua hat das ganze Volk neu beschnitten. Ceea ce înseamnă că poporul a intrat în legământ cu Dumnezeu, încă o dată. Das Volk ist noch einmal in in der Bund mit Gott eingetreten. Aici, de la versetul 9, au prăznuit Paștele, încă o dată. Încă o dată. Deci au prăznuit, după ce s-au tăiat împrejur, au prăznuit Paștele. Nochmal gefeiert. Haben sie nochmal Pascha gefeiert. Și după ce au prăznuit Paștele, nachdem sie Pascha gefeiert hatten, la versetul 13, spune că Iosua s-a întâlnit cu un om care stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă. Capitolul 3? No, 5, cu versetul 13. Iosua l-a întrebat, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Și el... Und es begab sich, da Josua bei Jericho war,
als er seine Augen aufhob und war gewahr, dass ein Mann ihm gegenüber stand und hatte ein bloßes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder unser Feind? Schiela des uns. Und er sprach: Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Nein, sondern ich bin ein Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Ați spus vreodată problema de ce zice acum am venit? Habt ihr jemals gefragt, warum er gesagt hat, jetzt bin ich gekommen? Ce înseamnă acum am venit? Was bedeutet, jetzt bin ich gekommen? După ce au fost conduși de chivot, nachdem sie durch die Bundeslade geführt wurden, după ce au trecut Iordanul, nachdem sie den Jordan überquert hat, după ce au renoit legământul, nachdem sie den Bund erneuert hat, după ce au sărbătorit Paștele, nachdem sie Pascha gefeiert haben, după ce au făcut toate acestea, Dumnezeu zice, acum am venit eu. Nachdem sie all dies getan hatten, nu înainte, hat Gott gesagt, nu în alte condiții. Jetzt bin ich gekommen. Dumnezeu spune, am nevoie ca voi să pregătiți condițiile ca eu să vin. Gott sagt uns damit, es ist nötig, dass ihr die Vorbereitungen trefft, damit ich komme. Noi suntem față în față cu promisiunea că Iisus Hristos va veni din nou. Wir stehen angesichts zu angesichts vor der Verheißung, dass Jesus wiederkommt. Pregătiți poporul ca să vină Iisus Hristos. Bereitet das Volk vor, dass Jesus kommt. Împliniți condițiile lui. Erfüllt seine Bedingungen. Voi încheia cu textul din 1 Petru 1 cu voi. Ich schließe mit dem. Se vorbește foarte mult despre credință azi. Aus Petrus. Toți suntem credincioși. Wir sind alle gläubig. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt spre ascultare. 1 Petru 1 cu 2. 1 Petru 1 vers 2. Entschuldigung. Da steht da oben. Nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Îmi place foarte mult sfințirea lucrată de cine? De Duhul Sfânt pentru ce? Wofür soll wir geheiligt werden durch den Heiligen Geist? Pentru ascultare, spune limba română, vreau să știu dacă și limba germană e la fel. Bun. Sfințirea nu este pentru orice, sfințirea este pentru ascultare. Este condiția fundamentală pe care Dumnezeu o vrea ca să zică, acum am venit. Heiligung zu Gehorsam, damit Gott sagen kann, jetzt bin ich aber gekommen. Frații mei, Apocalipsa, capitolul 14 cu 12, n-are valoare decât în condițiile astea. Offenbarung 14, Vers 12 hat nur in diesem Sinne einen Sinn. Aici este arătarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Hier ist die Geduld der Heiligen și țipătoria lui Iisus Hristos. Nu există alți Sfinți. Nu există altă Sfințenie. Es gibt keine anderen Heiligen. Decât Sfințenia care ține poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Nur die Heilige, die Heilige oder die Heiligung, die das Zeugnis Jesu haben. Vreau să te întreb. Eu aș vrea. Poate să vină Iisus? Kann Jesus kommen? Poate. Kann er kommen? I-ai pregătit condiții? Hast du dich vorbereitet dafür? Dacă ar zice, acum am venit. Wenn er sagt, würde, jetzt bin ich gekommen. Găsește în viața ta sensul, condițiile pe care le așteaptă. Finde der in deinem Leben den Sinn und die Bedingungen, dass du kommst, dass er kommt, die erfüllten Bedingungen. Faptul că vii la biserică sâmbătă. Die Tatsache, dass ich am Sabbat in die Gemeinde komme. Sfințește viața ta. Heiligt es dein Leben. Întreb, sfințește viața ta.
Ai să stai liber? M-aș bucura să zici da. Ich würde mich freuen, wenn du ja sagen würdest. Pentru că dacă zici da, wenn du ja sagst, înseamnă că te întâlnești cu Iisus Hristos aici. Heißt das, du begegnest Jesus Christus hier. Sabatul nu este o zi de odihnă pentru mușchii mei. Der Sabbat ist nicht ein Tag der Ruhe für die Muskeln. Sabbatul este o zi în care intru în odihna Lui. Der Sabbat ist ein Tag, an dem du in seine Ruhe kommst. Este ziua întâlnirii cu El. Es ist der Tag der Begegnung mit ihm. Porunca zice, este zi sau odihnă închinată, dedicată lui Dumnezeu. Es ist eine Ruhe, die Gott geweiht, eine gottgeweihte Ruhe. Este o zi în care Dumnezeu vrea să facă lucruri mari. Este un Tag, an dem Gott große Dinge tun wird. Este o zi în care Dumnezeu vrea să realizeze în viața ta și în viața mea sfințenia Lui. Es ist ein Tag, an dem Gott in deinem und in meinem Leben seine Heiligung vollbringen wird. O sfințenie unică. Eine einmalige. Sfințenia pentru ascultare. Die Heiligung für den Gehorsam. Există în lumea asta tot felul de sfințenii. In dieser Welt gibt es vielerlei Heiligkeiten. Sfințenia ca stare, sfințenia ca pretenție, sfințenia ca orice. Sfințenia ca stare. Ca, also, eine, și condiții. Știți, există Biserica Ortodoxă. Es gibt die Orthodoxe Kirche. Înalt vrea sfințiții. Înalt prea sfințiții. Da. Un om înalt prea sfințit. Ja, de hochheiliger. Despre oamenii aceia se așteaptă ca odată ce au îmbrăcat sutana sfântă, să nu mai păcătuiască. Ja, das heißt, man denkt an die Leute, die so angesprochen werden, dass sie so heilig sind, dass sie nicht mehr sündigen. Și chiar dacă păcătuiesc, nu li se pune, doar nu li se pune treaba asta. Selbst wenn sie sündigen, wird es ihnen nicht angerechnet. Rețineți, există o sfințenie pentru ascultare. Es gibt eine Heiligung für den Gehorsam. Sfințenia care ne dă putere să ascultăm. Die Heiligung, die uns Kraft gibt zum Gehorsam. De asta suntem aici. Darum sind wir hier. Când vorbim despre faptul că Dumnezeu vrea să facă lucruri mari pentru noi, wenn wir darüber sprechen, dass Gott große Dinge für uns tut, mi-am adus aminte de ceea ce scrie în cartea Calea către Hristos. Kommen wir in den Sinn, was in dem Buch der Weg zu Christus heißt. Pocăința? Pocăința este cea mai mare, minune pe care o face cerul. Bekehrung ist die größte, das größte Wunder, das der Himmel vorbringt. Dumnezeu să ne facă părtași în inima Lui. Gott möge uns teilhaber werden lassen. Dumnezeu să nu ne lasă să fim oameni mediocri. Gott soll uns nicht als mittelmäßige Menschen ieșiți bleiben lassen. În întâmpinarea Lui Dumnezeu. Geht ihm entgegen. Și faceți ca El să poată spune, acum am venit. Macht es möglich, dass er sagen kann, jetzt bin ich gekommen. Amin. 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 Vreau să vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, unser Vater, în numele Domnului Iisus Hristos, în numele unseres Herrn Jesus Christus, te rugăm să primești închinarea noastră înaintea ta. Bitten wir dich, unsere Anbetung anzunehmen. Și în această închinare te rog să schimbi viața noastră. Und in dieser Anbetung, bitte, ändere du unser Leben. Mai mult decât oricare altă minune care poate fi
mir als hier irgendein anderes Wunder. Te rugăm, Doamne, să pocăiești sufletele noastre. Bitten wir dich, los, unsere Seele bekehren. Ajută-ne să ne predăm în mâna ta. Hilf uns, dass wir uns in deine Hand legen. Lucrează în noi noua stare a Duhului Tău cel Sfânt. Arbeite an uns die heilig, die neue durch den Heiligen Geist. Și ajută-ne, Părinte, ca individ și ca biserică să fim gata pentru venirea Ta. Und hilf uns, lieber Vater, dass wir als Individuum und auch als Gemeinde fertig sind für Dein înainte să vii pe norii cerului, Te invităm să vii în viața noastră. Bevor Du in der Wolken des Himmels erscheinst, komm in unser Leben. Deschide Iordanul pentru noi. Öffne den Jordan für uns. Merge înaintea noastră cu chivotul prezenței Tale. Geh vor uns her durch die Bundeslade. Ajută-ne, Doamne, să știm că am intrat în Împărăția Ta și să ne purtăm ca atare. Hilf uns zu verstehen, dass wir in Dein Reich eingetreten sind und dass wir uns entsprechend benehmen. Fă din noi oameni ai mântuirii Tale. Mach aus uns Deine höchsten Menschen. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Das haben wir dich gebeten im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.